pasajele din Paraștere. Gloanțele au răsunat pe faleza cazinoului din Constanța. Militari înarmați, dar și lunetiști au apărat țărmul mării de focurile de armă ce veneau dinspre largul mării. Navele militare au executat și ele mai multe exerciții, iar elicopterele și avioanele de tip MiG-21 Lancer au venit în sprijinul acestora. Toți cei care s-au aflat la plimbare pe faleza cazinoului au putut admira repetiția generală de dinaintea marii sărbători. Pentru unii din ei a fost un motiv de bucurie pentru că sejurul lor se încheie înainte de Ziua Marinei și astfel au putut vedea în premieră ce se va întâmpla luni 15 august. Cum mi se par exerciții? Foarte bine, foarte bine. Ne place foarte mult, într-adevăr, e nemaipomenit. Și e nemaipomenit că putem să-l vedem înainte, cu câteva zile înainte. Deci e interesant, într-adevăr. Nu ne așteptam să vedem, să prindem. De unde sunteți? De la Iași. Rămâneți până pe 15, să vedeți? Nu, din păcate nu. Deci aveți noroc puțin. Da, chiar am avut noroc să vedem. Da. Ți-ți plac navele? Nu. Foarte interesante și cu multe nave de luptă și e ceva frumos, mai ales că e puțin mai neaglomerat și ne bucurăm și noi împreună cu copilul de aceste momente. Momentele dedicate Zilei Marinei Române vor începe luni la ora 10, în fața comandamentului de pe Bulevardul Elisabeta din Constanța.